seara. O să încerc mă spus pe fără proiecte, deci să fie. Mărturia unui scriitor afazic. Preliminar. Limitele lumii unui scriitor sunt limitele limbajului său. Scriitorul afazic nu este capabil să folosească cuvântul ca simbol pentru obiecte și sau pentru procesele gândirii. Rare ori îi trebuințează conectori și cuvinte de legătură. Discursul său este pur descriptiv. De cele mai multe ori seamănă cu acela unui agramat. Vocea sa este mută și impersonală. Partea creierului său moartă. Se simte captiv în propria limbă. Singura sa scăpare e inventarea unui nou limbaj. Mărturia propriu-zisă. Fiecare zi repetiție și răbdare. Dimineața, 6 a.m. Primipași, efort, transpirație, zgomot și greață. Bine, apă și roaie. Mâini, brațe, față, prosop. Oglindă. Cine ești? Doi ochi, nas, gură. Cine ești? Doi ochi, nas, gură. Repulsie, frică și greață, radio, interferențe, cafea, pâine și unt, 30 minute, mișcare. Ce ești? Corp fără organe. Ce ești? Limbaj. Vocea mea e mută, corpul meu o mașinărie. Încerc calmantea, acupuntură, yoga, masaj. Întotdeauna furia de după. 12 a.m. Pauză, cafea, pâine, fel principal, 30 minute mișcare, liniște, izolare, neputință, lipsa contactelor afective și sexuale, neîncredere, apatie, labilitate emoțională. Am o problemă de limbă, nu de comunicare. Realitatea se îngustează. Eu, odată cu ea. Supraviețuirea înseamnă repetiție, memorarea activităților zilnice, recunoașterea obiectelor din jur, rezistența principalelor mecanisme de funcționare, cutia craniană, cavitatea bucală, cavitatea toracică, aparatul excretor. 6 p.m., cafea, pâine, apă, masticație deficitară. 9 p.m., căști, ritm și sunet. Word, new document. 1519 semne, 349 cuvinte. Neputință, furie, blocaj. Următorul începe cu prima propoziție din tractatul lui Wittgenstein. Lumea e tot ce se petrece în micile enclave periferice, unde ființe vipere, alcătuie stabilitate moderne, nimând într-o limbă comună, afecția și stilul inocicertiv, repertorul gesturilor de tandrețe. Când soarele coboară între viaducte, iar ele se îngrămădesc în adăposturi, de povestiri și scenarii televizate, în ritmul prestabilit se exersează atingerea și apropierea, până ce corpurile descriu viața la dimensiuni microscopice, căci lumea e tot ce se petrece în comunitățile alocene, la marginea câmpurilor de zadă, unde vătășagul vocilor se pierde în cuvinte generice. Identitate, rasă, gen, rol social, ideologie, capital, producție, putere, progres. Ființe vipede cultivând dragostea pentru automatisme și definițiile fixe, pentru că fiecare zi sfârșește prin recapitulare. A. Omul este o ființă vipedă. B. Ceea ce îl deosebește pe om de celelalte ființe vipede sunt degetul oposabil și gradul ridicat de dezvoltare al encefalului. C. Encefalul permite filtrarea informațiilor care creează realitatea. D. Realitatea în întregime constituie lumea. Realitatea, definiție empirică. Realitatea înseamnă conformare și abstragere. Narațiunea cânturilor de experiență, când la sfârșitul zilei alegi de diacronie și colaj.